Măcar câteva minute. Am asistat la vicerni, la rezeni, pe marginea drumului, la poarta bisericii. Mai vorbim o dată cu oamenii. Să vorbim, să vedem ce să spună oamenii după slujbă. Deja când avem să asistăm și noi la vicerni, la biserică. Băi, se plânge. Hai să vorbim cu oameni. Bună seara. Datorită dumneavoastră am asistat și noi la vecierni. Numai că parcă ar fi trebuit în biserică, nu știu. Am zidit biserica și am rămas în drum slujbă. Nu, că am vorbit cu bătiu, că mai stat el, a zis că am contribuit și am pus poarta și acum nici nu pot să intru. De la fundament, nu? De la fundament până la clopotniță, până am tras clopotele. Și am îmbrăcat și biserica cu tot ce trebuie acolo. Și am uia ca și dem la poartă și înghițim gazele la mașini și colbul îl strângem noi. Ia că așa am ajuns. Și dreptate nu avem. Porțile noastre puse atunci când s-au cumpărat. Părintele Ioane, băieți, eram voșesc, băieți șapte și băi, îți facem de-am și gardul aici. Au adus gardul și da, trebuie decitat cu gardul ăsta. Unul două plăs, unul porțele, unul șianță și asta. Și le-am plătit, dar mâine pus pe așa că noi ședem și plăgim porțele noastre. Da, dar stai într-o parte și te uiți și eu vineam și mă gândeam, nu, și pot să mai spui în situația asta. Înțeleg diferite conflicte în altă ordine de idei. Dar dacă s-au ajuns în biserică, eu îmi pun mâinile în cap, eu nici nu știu ce să spun. Eu, în general, nu vreau să vorbesc, asta e o chestie care mă depășește. Dacă din ce și înțeleg eu de când mă duc și tata la biserică, biserica e a oamenilor, e a comunității. Și dacă oamenii stau la poarta, cui e biserica? Da. Nina, când s-a făcut biserica, ei nici nu era aici, era pe spotare. Ea mu i-au venit când... Dar cine știe unde a fost? Și cu cine a făcut vecernea, dacă o zic că a făcut vecernea? Părintele și cu ei numai. Și cu poarta închis. Poarta închis, da, și s-a făcut el nu a tras nici și fel de vecernie. Un preot și un el și el. Ca cum știm noi să întrebi ca să... Fără... S-a rugat pentru... S-a rugat pentru sat, pentru... Dar fără oameni. Fără oameni. Poarta închisă. Părintele, nepotul... Și acum ies cineva pe teritoriu? Este acolo, este preot. Sunt cuiet în biserică? Da, este casă de la Vale. Este o casă de la Vale care părintele Ion Dumnezeu să-l ierte, a spus că aia asta facem praznic și facem jos și sus pentru bătrâni care sunt neputincioși. Părintele Ion și-a făcut casă. Are două căsi făcute, sărmanul Dumnezeu să-l ierte. Și una au vândut-o să-i dăi datoriile lui doamna Nina. Și i-o dat. Da, și i-o dat, au vândut casa cu 50.000, eu nu știu precis cât. Așa, așa, 50.000 de euro și i-o dat datoria. Și i-o făcut din... prin șantaj, cred că i-o făcut moștenire. Că omul înainte de moarte... De acord, doamnelor, dar eu vă spun o chestie. Dacă Ștefan cel Mare la câte biserici și mănăstiri au făcut, trebuie să le les la copiii lui. Le-au făcut pentru comunitate, pentru oameni, pentru fiecare care... Și eu dacă prima dată vin la rezelia, că eu străin, și dacă vreau să intru acum să aprind o lumânare... Și poarta încuietă. Păi da, unde am ajuns? La biserică cu poarta încuietă? Așa suntem. Și cum să intru? Să-ți trag de poartă? Bătrânii acum se odihnește doamna la vedeți că biserica e în afara statului, că aici nu poți să faci apel nici la poliție, nici la procuratură. Că nu pot, eu nu înțeleg cine pot să apelăm ca să ne să facă dreptate. Sincer vă spun. La procuratură, la legile statului. Că noi să vedem cum o privatiza biserica fără consilieri. Fără nimeni, fără privatizat biserică, mai oameni buni, noi toată lumea am pus bani. Copiii noștri de psihotare ne trimite bani și pentru noi
Și noi punem la biserică. La biserică. Și am stat în drum. Și am stat în drum. Da, și eu am fost psihotare mulți ani și tot așa am contribuit. Contribuit tot. Am venit de psihotare, să mă duc și eu la biserică. Când am tot vara am venit, când veneam și eu în august ca toată lumea. Și veneam la biserică tot timpul. Și am venit cu tot acasă și vin la biserică. Unde? Poarta închisă. Părinte, eu am văzut imagini care nu arată deloc bine, le-am publicat. N-am făcut-o pentru a provoca ceva, pentru cumva plana conflictul ăsta. Ne puteți explica în termeni mai clari de ce trebuie să se întâmple lucrul ăsta și de ce trebuie să suferi comunitatea? Că de fapt comunitatea suferă, oamenii ăștia care stau în drum. Sigur, este din cauza lor, pentru că ei nu se gândesc la oameni. Ei știu doar interesul lor, care... Nu vreau să-l spun, pentru că toată lumea știe. Dar părinte, asta nu-i fabrică, asta nu-i uzină, asta e biserică. Lor așa le pare. Că și nu-ți fac bomboane, nu-ți învelesc cărnați. Lor le pare că ei fac ce vor cu un loc public. Pentru că biserica, indiferent, chiar dacă e pe pământ privat sau nu, totuși e loc public. Și noi, ca, eu vorbesc nu din numele meu ca preot, dar ca simplu cetățean sau membru a comunității, vreau să mă rog. Și eu în biserică, ceea ce nu ne s-a permis... De, începând cu anul trecut, 21 septembrie, da. Da. Aproape un an de zile de când... Da, un an de zile de când noi stăm cu frica în sână, să fie deschisă sau nu să fie deschisă. Acum, din afirmațiile Doamnei, așa ni s-a relatat, că biserica a trecut sub jurisdicția Mitropoliei Moldovei deja. Am cerut ca să mi se prezinte decretul de numire a preotului paroc. Stai sub troțele tractorului. Da, mi s-a prezentat. Am cerut ca să mi se prezinte actele comunității, care ei tot au afirmat că sunt înregistrate la Agenția Servicii Publice Republicii Moldova. Nu mi s-au prezentat. Eu am extras din registrul de stat a persoanelor juridice, le-am prezentat lor, am decizia, le-am prezentat, adică noi suntem comunitatea formată din anul 2005. Deci, din 2005, de atunci de când s-a procurat acest pământ, chiar dacă s-a procurat pe persoană fizică, dar totuși s-a cumpărat cu scopul de a se ridica o biserică. Ce faci biserică? Asta e. Și eu nu știu ce comunitate au ei, dar am văzut-o, că e numai preotul și țacanina. Fapt, asta e comunitatea, că păi, vă spun eu că am blat în toate satele. Da. Mai mult decât atâta nu găsești. Doi la mână, nu cunosc ce documente au prezentat ei Agenției Servicii Publice, nu cunosc ce documente au prezentat ei Mitropoliei Moldovei, ca Mitropolia Moldovei să-i primească ca o comunitate sub jurisdicția sa. Și vreau să spun că pe lângă asta Mitropolia Moldovei își strică fața foarte tare. Pentru că se bagă în așa probleme, în primul rând, de care nu o să iei singur sigur. Toată decizia asta nu trebuie să fie la nivelul comunității. Păi s-o grămădit satul, cei care vin la biserică. Actele la noi, a comunității, sunt toate în regulă. Și matale, dacă mâine vrei să pleci în Italia, că te-ai săturat din Moldova, nu știu ce, păi nu-ți iei biserica pe butuși și te duci cu ea. Păi vine alt preot, vine și rămân tot oamenii ăștia care nu se mai duc nicăieri. Decizia trebuie să iei Mitropolia, nu trebuie să iei o doamnă de asta. Mitropolia trebuie să iei. Dar nu vorbiți. Și acum, pentru așa care sunt departe de lumea asta și din care cauză suferă credința noastră, că lumea să uite și spune, băi, o nebunit și biserica. Asta și-am vrut să spun. O nebunit satul, o nebunit toți. Așa ceea ce a fost în biserică săptămâna trecută, cu îmbrâncelile, cu, pe care iarăși doamna le neagă. Dar deja este o chestie, da, poliția și organele competente se vor lămuri. Sunt niște acțiuni care nu ne reprezintă pe noi ca comunitate. Pentru care chiar și mie personal mi-e rușine, pentru că lumea, văzând astfel de indivizi și pe noi încurcându-ne cu dânsii, își pierd încrederea în credință și în general. Păi, dar Rezeniu are o istorie, Rezeniu a dat deputat al sfatului țării, oameni, gospodari, aici e un sat enorm, nu-i măhală de... Iată așa un sat enorm cu administrația publică locală care nu a fost prezentă niciodată, care se face anuște problemele noastre, nu poate hotărâ o problemă a întregii comunități din cauza unui singur om. Este foarte straniu. Primarul și trebuie să-i împrijim problemele. Ca o babă bătrână. O bunic frumos. Eram ieșită la pensie. Și lucram la deal, la domnul Cotorobai. Dar el într-o dimineață, că care vreți cu o mașină de năsăp, să vă aduc 280 de lei. Dar eu mă gândesc, zic, băi, bătălgena, unii nu se duce 280 de lei, dacă ești sănătos, o să mai fac. Mă duc și scriu.
cade o mașină de năsip la biserică. Cu gândul la biserică? Da. Așa e satul. Dar cum, să facem donații. Da. Și de-amul care era brigadierul nostru, o zică, hai că pun și eu, hai să punem în două. Haide, dacă zici, ne hai. O aduci aici, părintele Ion bucuros, voios, ce nu știu ce mi-a adus săptămâna asta o mașină de năsip. Dar eu mă încep arăde. Da, eu foarte bine cu părintele Ion am fost ca copilul meu. Și eu mă încep arăde, dar el ce-i dat și-ți răzgui, Catică, zic că chiar eu m-am dus-o cu brigadierul, cu nenașca Iulia, că e nenaș. Zic eu m-am, dar el o zic, dar mă duc să vă scriu. Când am grăit la ProTV, că a luat din gura copilul și am adus să năsip la biserică, să fac jertă, și e, mă rog, gospodină, vrednic, am 3 săptămâni, dar eu pe o gradă, mă rog, ca o babă. Când aud la mașină huien, deschid poarta și mă uit. Când e, ți-am adus năsipul. S-a adus năsipul. Dar eu... Doamne ferici! Apoi la unul se aduc geamul, dar la unul se aduc... Bă, ce-ți aduc poarta? A, băi, că am ajuns... Geamul asta e anecdot. I-a spus, bă, tu nu ești sănătoasă la mine. Dar și nu-i drept. Am mai auzit proști care i-au dus lumea sau un borcan de lapte și spus că nu mai ești mamă. Da. Apoi ăștia sunt din anecdoate. Băi, părintele ăsta, să facă părintele ăsta care au făcut biserică, mai moare odată. Păi, dar ne facem de... Părinte, care dezlegarea? Pentru că mă dale ești capul comunității. Păi și nu s-o iei, că unii poliția era pe aici, că îi se împarți celălalt. Dar și nu s-o ia. Păi, dar nu mai puteți face să... Vine iarna și ați face slujbă la poartă. Urmează ca totuși să solicit din partea lor să văd ce acte a comunității lor au înregistrate. Dacă au spus că au comunitate, comunitate, vreau să văd, da, care e comunitatea, câți membri poate are din alt sat. Da, comunitatea numai cu neamurile lor. Neamurile pentru lor. Că am citit săptămâna trecută într-o foaie acolo de-a lor care ne-a dat-o, care nu era înregistrată la Agenția Servicii Publice, Consiliul, Cotorobai Nina, Iachi Maria și deja la emisiune telefonică a spus că Șlofțov Andrei era consilier a bisericii. Care tot bun consiliu. Da, da, așa e că l-o bătut deci, neamurile. Vedeți, neamurile, dar și... Să mai ieși pțuțul în consiliu? Neamurile, înțeleg, dar ia că asta e comunitatea, să arată pe alta. Păi da, sigur. Că eu nu văd alți oameni. Și în baza la hârtie este... În baza legii o să văd deci, ce o să-mi prezinte și vedem dacă sunt într-adevăr documente reale, da, nu sunt falsuri. Și o să contestăm, bineînțeles, la organele competente. Eu sper să o scoateți în cap foarte civilizat probleme, și să vină mai multă lume la biserică. La mine și, că... duminică și multă, am ui sara și... Am înțeles, la vecerni. Duminica și lume multă, și mai multă, deci mai de sata. Mâine. Și mâine dacă... stați, și mâine cum se întâmplă? După ce mă drum, dacă n-am prins. Și mâine dacă vin mai mulți oameni, tot în drum și trebuie să... Da, de ziua acolo și tot a fost multă lume și în drum. Și tot am... Mâine o să deschidă, o să vedem. Duminica trecută am fost la slujbă, da. Duminică, și eu promis că musara a să fie biserica deschisă. Că noi au stat oamenii în biserică și au dormit. Am dormit atât noapte. Am dormit, dar am șezut părintele în ca spartanii, păzâți. Sara, da, am stat atât noaptea în biserică. Părintele în citesc. Au rămas femeile să ne păzească bisericii. Duminică am fost la slujbă, după slujbă, eu promis că am sâmbătă seara să fie biserica deschisă. Biserica a fost. Da, doamnă. Și dacă băiatul mâine se duce la Bojica, că el e cel mai în vârstă. Și și s-a îngropat la poartă, care a lucrat toată viața. Păi da, este ei bătai. Vreau să vă spun, mort, da, zilele trecute când l-au îngropat azi, da, care a venit și a spus, noi vrem să îngropăm cu părintele Andrei, că da, neam de-a nostru. Și? Asta a refuzat, a spus numai cu preotul nostru. Alt preot. Cu alt preot, adică nu știu. Dar ce e o altă categorie cu părintele Andrei? S-a dus la noi alt preot, nu-l primim aici, nu-l primim aici. Aici ai fi niciunul părintele Ioan care ne-a zidit biserica. Și în afară de părintele Ioan nu primim pe nimeni. Părintele Andrei. Slujba o trece, petrece cum părintele Ioan. Așa cum a fost. Conduce după tipicuri vechi. Am înțeles.
înțeles. Sunteți categorici. Categorici. Să stăm tăzi, doamnă, ce să facem? Eu sper că... Cine ar trebui să ne ajute, părinte? Cine putem să apelăm? Numai de sus? Dar la ce se întâmplă, mă tem că nu se uită la noi. Se uită în altă parte. Dar până ai fost la biserică asta când s-o vorbesc. Dar eu eram la loc. Asta la, când ieșeam la pensie, zic să lucrez, să ies la pensie, să prinez bani. Și dar de unde ai dat aia 20 de mii? De unde? Am ieșit în 2000 la 5 la pensie și mă ducem la lucru. Dar biserica s-o, în 2010 s-o deschis. Și îi trebuie părintele bani. Mă duc la lucru, lucrez 10 zile, facem pe 250 de lei pe zi. 10 zile am 2500, le pun acolo. Mai lucram 10 zile, dacă noaptea încoșem până noaptea spălam, asta. Mă mai cem 10 zile, iar am 5000 de lei. Mă duc să-i le duc părintele. Părintele bucuros, îi dau, da, și la asta că le-am, bă, da, proste. Mă scrie acolo masa. Mă mai duc iar, zic, mă mai duc încă 5 zile, luna asta, 25 de lei să am. Mă mai duc 5 zile și eu din luna și la antii, iar încă 10 zile. Și asta, și grămădim așa, 10.000 de lei, mă duc, fac uș și fac fereastră. Am 10.000 de lei. Că așa s-a construit, încet și greu cu tot satul, cu oamenii. Și dar de unde ai făcut? Dacă n-am fost la Italia, bai nu pot face. Pot. Da. Și te hrănei. Pensia, o ținem la copii, dar nu spunem la copii unde duc banii. Și am când a fost păsăvăul la mine acasă, mă prins băieți cu cameră, cam cameră, unde ținem eu banii? Eu zic, da, nu, mă gen, dacă îmi dădea 100 de lei, de unde mă gen? E ca să aducă, mâine, păi îmi vângeam pe acasă. Da, îmi aducă, dar pe eu am două uși la fereastră aici. Da, nu, eu cred că derizorul ăsta trebuie terminat, pentru că... Stați, noi am umblat mult sat în prejur și am strâns bani. Am înțeles că aici au contribuit. La ziua, chiar dacă am fost copil, totuși avem o vârstă mai mare și țin minte, chiar de când s-a început a construi biserica, țin minte fondatorii, țin minte toate listele, pentru că tăticul așa era om și așa m-a învățat și pe mine, că omul cinstit e martor și iubit. Și orice bănuț, orice copeică de la oameni, toți oamenii sunt martori. Erau scriși pe listă, suma și oamenii se semnau. Cu atât mai mult că bani s-au strâns nu doar de aici din sat, dar de prin toată Moldova. Sunt oameni care au mers prin sate și au strâns bani. Și toate listele sunt. Toate listele sunt la dânsa, pentru că tăticul îi ținea în casă. Tăticul ultimul timp până la moarte, da, a trăit aici la biserică și bineînțeles că ea... Dar și niște poate le-aș distrus de amul. Dar sunt oameni, uite, sunt martori. Sunt martori, toți dumneavoastră știți asta, nu că eu am inventat sau că eu și tot așa. Și oamenii, Doamne ajută, sper să rezolvi să... Eu chiar știu, am găsit, am văzut că era și carnițelul de chitanță, unde tăticul dădea chitanțele pentru titori. Poate din nevastră, la poate s-o mai preslat pe acasă. Dar cartea este, eu știu că este acolo. Și listele cu banii. Și listele cu banii, acelea, dar sunt mai multe. Dar registrele. Și în ultima dată s-au avut cele mai mari cheltuieli la iconostas. La iconostas, da. Și părintele în față și așa știu, cu ultima dată cei mai mari sumă de bani am dat la iconostas. Și părintele a spus că eu n-a să fiu... veșnic și a să mă duc, dar biserica să rămâie a comunității, a nevastă, să vă rugați. Să vede că a fost un om excepțional, nu? A fost un om excepțional. Băi, ești cel mai tare. Hai să reziști, hai să intri înapoi în biserică, eu îți promit. Doamne, ajutați-ne! Vă îmbrățișez! Ne adesuim că totuși, așa încât s-a făcut o problemă mai sus decât doar satul nostru, ne adesuim că din instituțiile statului de mai sus se vor pronunța oarecum cu o părere sau cu un ajutor față se de... Se vor implica pentru că problema comunității, să nu fie indiferent. Chiar și pentru autoritatea publică locală nu poate un om să locuiască un sat, am văzut. Am fost în Cigârleni și am strâns. Și când așa mai stară, ne-nți la o casă, da. Și erau niște copilași pe o gradă. Copilașii nenea, vină cu așa. El se dă și... Ce-i, băi? Ia uite două femei la parte.
Da, parcă îl văd. Ce? O, dar eu n-am babă. Veniți în coș, vine. He, ia ca cu femeia asta am fost. Aveți o istorie bună. Nici bani. Ramuti, Bajucurești, facem dat. E urât, dar suntem creștini. Noi să trecem. Hai, vă rugăm. Stimate, Doamne, primii creștini au stat în peșteri și au rezistat și am ajuns 2000 de ani după asta. Eu cred că trecem și provocarea asta. Cu Doamne ajută, vă cuprind creștinește. Încercăm să ne implicăm civilizat, că prin conflict oricum nu rezolvăm nimic și îmi pare rău că s-au ajuns în public astfel de imagini. Nu ne faci față, că suntem creștini. Care merg agresiv. La mine pe telefon, cum părintele Ion e la Paris, în biserica, e preot un român, unde-s dușeau copiii noștri și acolo vorbește părintele, așa de frumos vorbește, spune că eu ne-am lăsat piciorul meu în locul meu și el era psihotare. Și amuia îi spune că nu-i. E clar, dar nu așa și trebuie, dacă este satul, pe asta e mai important. Vocea oamenilor este adevărată, nu e... E greu, pentru că încă avem mulți. Nu ne aude primarul satului, dar și să vorbim... Dă-te din drum să nu te lovească vreo mașină. Ajutorul preotului. Da, nu, de alta, dar stăm chiar pe marginea drumului ăsta, stăm cu... Ce să facem? Dacă nu ne dă voie înăuntru, măcar în ograda bisericii. Stăm, cred, toată noaptea, mâine știm, poate, a luminat Dumnezeu. Și că mâine, dacă nu vă deschide, faci slujbă la poartă. Aici, la noapte stăm. Și la noapte stați. Stăm în drum. Păi, domnul nevoastră, da. Apoi și să stați în drum, că nu se întâmplă nimic. Ne v-ați ajutat și nevoastră. Și să dorm și eu în drum, că na, ce să facem? Că oricum... Dacă nu vă dă voie înăuntru, și stați aici deja, până mâine... Ne rugăm, îngrijim cu mașini. Venim și noi mâine la slujbă, să vedem ce o să fac. Venim dimineața. Venim la slujbă și noi. Unii poliția, vreau să-i întreb, dar au fugit și ăștia când mă văd. Hai măcar să-i întreb ce se întâmplă. A, să întrebăm vreun polițist, dar și cred că vor să vorbească. Domnul polițist! Bună seara, ca autoritate, ce ne puteți spune? Doar mențineți ordinea publică? Corect. Și mai mult nimic. Nu s-a întâmplat nimic, nu se bat? Corect. Și înăuntru ies cineva? Nu. Dar mai era cineva din colegiul nostru? Parcel altă? Da. Slujba continuă la poartă. Știți, dragi prieteni, eu m-am ferit totdeauna de tot ce înseamnă problemele din biserica noastră, chiar dacă avem multe dureri de cap, dar vă spun un lucru, eu regret, eu nu am vrut să mă apropii de tot ce înseamnă biserică, pentru conflictele astea lovesc foarte mult în credința noastră și au de suferit comunitățile, biserica noastră, dar sunt oameni care trec peste orice, n-au nimic sfânt în ei, pentru ei biserica este un business curat. Îmi pare rău să constat lucrul ăsta, dar am ajuns în derizoriu, cu gândul la Dumnezeu și cu toporul în sân, poarta încuietă și cu oamenii care fac slujbă la poartă cu lumânarea mână. Nu știu dacă înaintașii noștri s-au gândit la astfel de situații. Sper că situația de la Rezen se va schimba și se va rezolva, că altfel chiar ne facem de rușine ca neam. Așa e lupta dintre interese. Mulți ani, o seară frumoasă! Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfinte Părinte Ierarhie Nicolae,